Aceasta este o înregistrare Cehov, schițe și povestiri audio. Mai multe înregistrări, cât și informații bibliografice despre Cehov, puteți găsi pe www.cehov-audio.com. Anton Pavlovich Cehov. Debutul. Povestire. Ajutorul de avocat, Beat Iorchin, se întorcea cu o căruță simplă, țărănească, dintr-un orășel de provincie, unde fusese ca să apere un dughengiu, învinuit de a fi pus foc pe undeva. Sufletul îi era plin de scârbă, cum nu mai fusese niciodată. Se simțea jignit, căzut la examen, batjocorit. I se părea că ziua aceea, ziua debutului atât de așteptat și plin de făgăduieli, îi nenorocise pe vecie cariera, încrederea în oameni, părerile despre viață. În primul rând, cel care îl trăsese pe sfoară, atât de urât și de neomenos, fusese chiar osânditul. Până în ceasul judecății, omul clipise din ochi cu atâta sinceritate și arătase cu atâta suflet și naturalețe că e nevinovat, încât unui psiholog și fizionomist, apărătorul se socotea și una și alta, toate dovezile aduse împotriva acuzatului îi se păreau scorneli nerușinate, șicane, idei preconcepute. Dar, la judecată, împricinatul se dovedi a fi un șmecher și o canalie, și toată psihologia lui Beat Iorchin se duse dracului. În al doilea rând, îi se părea că el, Beat Iorchin, se purtase la judecată într-un fel cu totul caragios. Se bâlbâise, se încurcase când fusese vorba de întrebări, se sculase în picioare în fața martorilor, roșise ca un prost. Limba nu-l ascultase de fel, îi se împleticea la vorbele cele mai obișnuite, de parcă ar fi avut de spus cine știe ce calambururi. Pledoaria și-o rostise fără nervi, privind cu ochii împăienșeniți ca de ceață, peste capetele juraților. În timp ce vorbea, îi se păruse că jurații se uită la dânsul cu batjocură și dispreț. În al treilea rând, ceea ce era cel mai grav, substitutul de procuror și partea civilă, un avocat bătrân, învechit în deale meseriei, nu se purtaseră colegial față de el. Se înțeleseseră să vede treaba, să nu-l bage în seamă. Și, dacă își ridica uneori ochii asupra lui, o făceau numai ca să-și arate dibăcia, să-și râdă de dânsul sau să-l pună cu abilitate în încurcătură. În cuvintele lor se simțeau ironia și condescendența. Vorbeau cu aerul de a-și cere scuze pentru faptul că apărătorul e un prostănac și un blec. În cele din urmă, Beat Iorchin nu mai putu se îndura. Într-o pauză, se repezi la avocatul părții civile și, tremurând tot, îl copleși cu obrăznicii. Mai târziu, după ce ședința se isprăvi, îl ajunse din urmă și pe substitutul de procuror și îi spuse și lui câteva. În al patrulea rând, de altfel, dacă ar fi să socotim tot ce îl întorcea acum pe dos și îl rodea la inimă pe roul nostru, ar trebui să spunem ce s-a întâmplat în al cincelea, în al șaselea și în al sutelea rând inclusiv. Ce rușine! Ce scârbă! Își spunea avocatul cu durere, stând în căruță și înfundându-și urechile în gulerul paltonului. S-a sfârșit. La naiba cu avocatura mea. Am să mă retrag într-un fund de provincie, în singurătate, departe de toți acești domni, departe de uneltirile lor murdare. Da mână odată, omule, naiba să te ia! Se năpusti el la căruțaș. Mergi de parcă ai duce un mort la însurătoare. Mână mai iute! Mână, mână! Îl îngână căruțașul. Ce? Nu vezi cum e drumul? Pe dracu dacă l-ai mâna și el și-ar da sufletul. E o vreme pedeapsă de la Dumnezeu, nu alta. Într-adevăr, vremea era îngrozitoare. Părea că fierbe de ură, clocotește de mânie și suferă împreună cu Beat Iorchin. Prin văzduhul negru ca funinginea, vântul umed și rece sufla și șuiera pe toate glasurile. Pe sub roți clefăia zăpada amestecată cu noroi lipicios. La fiecare pas dădeai de mușuroaie, hârtoape și podețe rupte. Noaptea e neagră ca smoala, urmă căruțașul. N-ajungem nici până în ziua. Trebuie să rămânem peste noapte la Luca. Cine-i Luca ăsta? Un bătrân care locuiește în pădure, drept în drumul nostru. Un fel de pădurar. Iaca și căsuța lui. Și, într-adevăr, se auzi prin apropiere un lătrat răgușit de câine, iar, printre crengile desfrunzite, licări o luminiță încețoșată. Poți fi un mizantrop cât de mare, dar, dacă dai în calea ta,
într-o noapte neagră și furtunoasă, de o luminiță ce strălucește în pădure, simți că te trage înspre oameni. Când căruța opri la căsuța prin fereastra căreia licărea sfios și îmbietor o luminiță, tânărul își simți sufletul mai ușor. „Să trăiești, moșule!" îi spuse el, prietenos, bătrânului care ieșise în tindă, scălpinându-și burta cu amândouă mâinile. „Aș putea să mânt la tine în noaptea asta?" „Se poate," bombăni Luca. „Mi-au mai picat doi." „Poftește-n odăiță." Piatiorchin se aplecă puțin, intră în cămăruță și toată mizantropia îi se întoarse în suflet cu puterea ei dinainte. La o măsuță mică, pe care ardea o singură lumânare de seu, ședeau cei doi oameni care îl aduseseră în halul în care era. Substitutul de procuror, von Pach, și avocatul părții civile, Semechikin. Se întorceau și ei, ca și Piatiorchin, din același orășel și nimeriseră de asemenea la Luca. De cum dă dură cu ochii de apărătorul care intra în odăiță, se zugrăvi pe chipul lor o mirare plăcută și amândoi săriră de pe locurile lor. „A, colega, cum de-ai nimerit aici?" îl întrebară dânsii. „Te-a dus și pe dumneata vremea de afară. Fii binevenit. Stai jos." Piatiorchin își închipuia că la vederea lui, cei doi au să-și întoarcă ochii în altă parte, au să se simtă stingeriți și au să tacă. De aceea, primirea lor prietenoasă îi se păru cel puțin o obrăznicie. „Nu pricep," băigui dânsul, ridicând cu demnitate din umeri. „După cele ce s-au petrecut între noi, eu sunt uluit." Von Pach privi cu mirare la Piatiorchin, ridică din umeri, apoi se întoarse frumușel spre Semechikin și înodă iar firul povestirii întrerupte. „Și, cum îți spuneam, citesc ancheta, iar acolo o contrazicere după alta. Scrie de pildă polițaiul că răposata Ivanova, țăranca, era beată turtă când a plecat din casa unde fusese poftită și a murit după ce a făcut vreo 3 verste pe jos." „Cum te-a putut face 3 verste dacă era beată turtă? Este asta o contrazicere?" „Este." În timp ce von Pach îi povestea avocatului toate acestea, Piatiorchin se așeză pe bancă și începu să-și cerceteze locuința vremelnică. O luminiță în pădure e poetică numai de departe. De aproape însă e o proză cât se poate de jalnică. Aici, de pildă, lumina o cămăruță nenorocită și cenușie, cu pereții povârniți și un tavan înnegrit de fum. În ungherul din dreapta atârna o icoană veche, iar în cel din stânga se înălța o sobă grosolană ce aducea cu o scorbură mohorâtă. De-a curmezișul grinzilor, tavanul era brăzdat de un fel de drug lung, de care atârnase odată un leagăn. O măsuță șubredă și 2 bănci înguste și hodorogite alcătuiau toată mobila căsuței. Încăperea era întunecoasă, rece și fără aer. Mirosea a putregai și a seu ars. „Porcii," își zicea Piatiorchin, trăgând cu coada ochiului înspre dușmanii săi. „Au jignit un om, l-au împroșcat cu noroi și acum stau liniștiți de vorbă, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic." „Ia ascultă," îl chemă el pe Luca. „N-ai cumva o altă odaie?" „Nu pot să rămân aici." „Am o tindă, dar ai frig acolo." „Frig al dracului," mormăi și Semechikin. „Dacă știam, aduceam ceva de băut și o pereche de cărți de joc. Să luăm măcar un ceai. Ce ziceți?" „Moșulică, dragă, vezi de ne pune samovarul." Peste o jumătate de ceas, Luca aduse pe masă un samovar murdar, un ceainic cu gurguiul ciobit și 3 cești. „Ceai am eu," zise von Pach, „numai de zahăr dacă am face rost." „Dă-ne ceva zahăr, moșule." „Ti, ce vorbă," se flizi moșul din tindă. „De unde zahăr în pădure? Că aici doar nu-i oraș." „Ei, ce să-i faci? O să-l bem și fără zahăr," hotărâ von Pach. Semechikin opărâ ceaiul și turnă 3 cești. „Mi-au pus și mie," gândi Piatiorchin. „Mare nevoie am eu de ceaiul lor. M-au scuipat în obraz și acum mă cinstesc cu ceai. Oamenii ăștia nu știu ce-i mândria. Am să cer o altă ceașcă lui Luca și am să beau numai apă fiartă. Din fericire, am și zahăr." Dar Luca n-avea 4 cești în casa lui. Atunci Piatiorchin vărsă dintr-una ceaiul turnat, puse în loc apă fiartă
și începu să o soarbă cu închițituri mici, mușcând dintr-o bucată de zahăr. Când îl auziră mușcând cu zgomot din zahăr, cei doi dușmani schimbară o privire între ei și pufniră în râs. "Nu că asta e bună de tot," spuse Fompa. "Noi n-avem zahăr și dânsul n-are ceai. Strașnic! Dar ce ziceți ce puști e dumnealui? A crescut dita mai vlășganul, dar a rămas tot copil, că se bonsumflă ca o domnișoară de pension." "Hei, colega!" făcu el, întorcându-se spre Peat Iorchin. "Faci rău că ne disprețuiești ceaiul. E de calitate. Iar dacă nu-l bei cumva din ambiție, atunci ar fi mai simplu să ne plătești cu zahărul dumitale." Peat Iorchin nu răspunse nicio vorbă. "Ce obrăznicie!" își zise el. "M-au jignit, m-au făcut de râs și acum mi se vâră în suflet. Ce oameni! Nu le pasă nici atâtica de toate mojiciile pe care le-au auzit de la mine la judecată. N-am să-i bag în seamă. Am să mă culc și gata." Jos, lângă sobă, era întins un cojoc, lângă care, drept căpătâi, zăcea o pernă umplută cu paie. Peat Iorchin se întinse pe cojoc, își puse capul înfierbântat pe pernă și se înveli cu șuba. "Ce plictiseală!" căscă Semecikin. "De citit, nu poți citi, că e întuneric și frig. Iar de dormit, n-avem unde." "Brr! Ia, spunem, osip, osipici. Dacă, de pildă, Luca are să mănânce dintr-un restaurant și n-are să plătească, ce-o să fie asta? Furt sau escrocherie?" "Niciuna, nici alta. Un simplu prilej pentru acțiune civilă." Se iscă o controversă care ținu un ceas și jumătate. Peat Iorchin asculta și tremura de ciudă. De vreo 5 ori simți dorința să sară din culcușul lui și să se amestece în vorbă. "Ce prostii!" gândea el, chinuit, ascultându-i. "Cât de încuiați sunt acești oameni! Ce lipsă de logică!" Discuția se isprăvi când Fompah se întinse în sfârșit alături de Peat Iorchin, se înveli cu șuba și zise: "Haide, ajunge! Noi vorbim și nu lăsăm pe domnul apărător să doarmă. Culcă-te și dumneata!" "Mi se pare că și a dormit," răspunse Semecikin, culcându-se de cealaltă parte a lui Peat Iorchin. "Colega, dormi?" "Uite cum se leagă de mine," își zise Peat Iorchin. "Porci!" "Tace, va să zic că a adormit," mormăi Fompah. "Mare lucru să poți adormi în grajdul ăsta. Și se mai spune că avocații duc viață de birou. Nu de birou, ci de câine. Ca să vezi în ce văgăun am nimerit. Știi ceva? Mie îmi place vecinul nostru, cum îi zice. Și este Iorchin, sau cam așa ceva. I-a prins, înflăcărat." "Da. Peste vreo 5 anișori o să iasă un avocat bun. Are stofă puștiul. Tinerel și cu caș la gură, dar l-ai văzut cu ce înflorituri vorbește și ce figuri de stil îndrăznețe folosește. Numai că degeaba l-a amestecat pe Hamlet în pledoaria sa. N-avea niciun rost." Vecinătatea atât de apropiată a dușmanilor și tonul lor liniștit și condescendent îl înnebuneau pe Peat Iorchin. Simțea că se năbușă de mânie și de rușine. "Dea cu zahărul a fost bună de tot," râse încet Fompah. "Domnișoară de pension și pace." "Și de ce s-o fi supărat pe noi? Ai idee?" "Dracu știe." Peat Iorchin nu mai putu îndura. Sări ca ars, deschise gura, dădu să spună ceva, dar suferințele îndurate în tot timpul zilei fuseseră prea mari. În loc de vorbe, izbucni din pieptul lui un hoho de plâns. "Ce-o fi având?" întrebă Fompah speriat. "Ce ți s-a întâmplat, dragul meu?" Ești bolnav?" făcuse Semecikin sărind în picioare. "Ce-i cu dumneata? Ai rămas cumva fără bani? Vorbește odată." "E o josnicie! E o mișelie! O zi întreagă! O zi întreagă! Dar bine, sufletelule, despre ce mișelie și ce josnicie e vorba? Osip Osipici, dă-i, te rog, puțină apă. Ce s-a întâmplat, îngerașule? De ce ești așa pornit? După câte înțeleg, procesul de azi a fost cel din tâi din viața dumitale. Așa-i? Ei bine, atunci el limpede. Plângi, drăguțule. Eu, la timpul meu, am vrut să mă spânzur. Or să plângi e mult mai bine decât să te spânzuri. Hai,
Dă-i drumul, o să te simți mai ușurat. Ce josnicie! Ce mișelie! N-a fost nicio mișelie, dragul meu. Toate s-au petrecut cum trebuie. Ai vorbit bine și ai fost ascultat cum se cuvine. Îți faci gânduri zadarnice, drăguțule. Îmi aduc aminte de prima mea pledoarie. Aveam pe mine niște pantaloni tociți, iar fracul mi-l împrumutase un muzicant. Mi se tot părea că râde lumea de pantalonii mei. Se făcea nu știu cum că și împricinatul mă dusese de nas și procurorul râdea de mine și eu mă dovedisem un prost fără pereche. Nu-i așa că te-ai gândit s-o dai dracului de meserie? Toți trecem prin asta. Nu ești nici primul, nici ultimul. Debutul se plătește scump, dragul meu. Dar cine și-a bătut joc de mine? Cine m-a luat peste picior? Nimeni. Ți s-a părut? Debutanților li se pare întotdeauna așa. Nu ți s-a părut, de pildă, că jurații te privesc drept în ochi cu dispreț? Ți s-a părut, nu-i așa? Ei, atunci e în regulă. Bea, drăguțule, și te liniștește. Dușmanii l-au învelit bine cu șubele lor și l-au dedăcit toată noaptea ca pe un copil. Toate suferințele din ziua aceea se dovediră a fi simplă închipuire. Sfârșit. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau, dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public.